o să vă spun viața mea înainte. Mi-e rușine ce viață am avut, Domnul știe. Deci ori de câte ori mi-aduc aminte de viața care am avut-o, frații mei, eu știu. Nici ei nu o știu toată, dar Domnul știe ce mai bine și eu. Și nu o să... am zis că nu o să mărturisesc niciodată. Pentru mi-e rușine. Doar o să spun cum am întors eu la Domnul. Eu n-am știut. Un timp Marcel și cu Vali se sunau seara, aveau părtășie așa cu Domnul. Și înainte se roage, citeau un cuvânt din partea Domnului și se rugau. Și îi zice Marcel într-o seară lui Vali, deschide Biblia și citește. Unde se deschide Biblia? Și-o deschis Biblia, și s-o deschis Biblia la Ezechiel 11. Și îi zice, citește de la versetul 15 în jos, citește. Și-o citit Vali așa. Scrie aici că și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, frații tăi, da, frații tăi, cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului. Eu, ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. De aceea spune despre ei, așa vorbește Domnul Dumnezeu, dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un templu pentru câtva vreme în țara în care au venit. De aceea să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel. Și eu n-am știut treaba asta. Eu eram în Spania, eram bine mersi, munceam și eu și soția. Vali cu Marcel nu a zis nimic. A noi când ăsta, Marcel sau Vali, când ne mai suna, când mai vorbeam cu el, ce faci, ce să fac, bine? La biserică ai fost? Păi când am fost la biserică? N-am mai fost de mult. Am crescut în biserică, am crescut, așa am văzut la noi în familie lucrările lui Dumnezeu. Pot să spun că cei mai mulți știți, suntem 11 frați, m-am avut lucrare de când noi eram copii. Că nu va intra țărna Pământului până nu-și va vedea copiii mântuiți. Și din toți 10, 11 ne-am întors la Domnul. 10 ne-am întors la Domnul, mai este unul. Dumnezeu își face lucrare. Și am venit, primul a venit fratele meu Sorin în Austria, o lăsat lucru, o lăsat tot, dar avea lucru bun. Dintr-o dată, așa, bă, eu plec în Austria. Plecat în Austria, nimeni nu știu nimic, a început lucru. După un timp, eu aveam așa, deci eu niciodată n-am fost să merg așa cu drag la lucru, ca aici unde am fost, lucram la automat din astea cu cafea, cu sandwich-ul. Și dintr-o dată, parcă așa ceva, așa m-am săturat de lucrul ăsta și zic la nevastă mea, zic, hai să plecăm și noi în Austria. Păi ce te-a apucat? Hai să mergem și noi în Austria, uite și Sorin acolo. Vorbesc cu Octaviu, bă, zic că eu plec în Austria. Ăsta acolo și eu. Nu știu despre ce e vorba, dar asta a fost planul lui Dumnezeu. Dacă, și așa a fost că Vali cu Marcel când au vorbit, îi zice Vali, s-a pus pe genunchi, s-a rugat, se ridică Vali de pe genunchi și îl sună pe Marcel, bă, uite ce m-a făcut Domnul conștient și mi-a zis așa, că să vezi că ăștia vin din Spania și se pocăiesc. Au vorbit ei, nouă nu mi-a zis nimic, dacă spunea, sigur auzea nevastă mea la vine, auzea Mirela, auzea Mariana, nu mai plecam niciuna. Deci când auzea, sigur, rămâneam acolo. Și zic nevastă mea, mergem în Austria, mergem. Și spun, bă, dar mergem acum, dar după un timp să nu spui, bă, că nouă ne-a mers bine aici, știi că o luăm de la zero. Nu, nu mai ai, că mergem. Am venit în Austria aici, am stat la Marcel o lună, până ne-am luat chirie, până nu știu ce. Care când am venit în Austria, pe la el am trecut toți. La el era popasul. Ne ajuta, ne căutam de lucru, ne... Na, în fine. Și într-o seară vin de la lucru și vine Sorin la... Era Sorin la Marcel acolo. Și zic, tu ce faci? Ce vrei să fac? Vorbea cu Marcel acolo, nu știu ce. Pleacă Sorin, nu zice nimic, ia să pe ușă și pleacă. Păi zic că ce-i cu ăsta? Iar a plecat așa, iurea. Vine după nici jumătate de oră, vine îmbrăcat, frumos, tot. Îi zice lui Marcel, am venit să merg cu tine la biserică. Mă uit la el,
uite, apucă și pe tine acum, te duci tu la biserică. Și râdeam de el. Mă, ce, nu, mi-a zis, el nu m-a zis, hai, dar și tu la biserică, vă zic, eu nu vin, las că... Și vine Sorin, se duce la biserică, săptămâna aia la altă, iar așa, duminică. Sorin, îmbrăcat, frumos, vine. Hai, da, am venit. Îi zice, mă, ce, băi, hai că mergem la biserică. Și atunci s-a predat el, s-a... Și tot îmi zice Sorin, hai da mă și tu la biserică. Ei toți vorbeau între ei, bă, noi, cum a avut mama lucrare, noi toți o să ne pocăim. Dar Cosmin, sigur, ăsta e greu cu ăsta, zicea Sorin. Zicea, cu ăsta Dumnezeu trebuie să dea de pământ ceva, se va întâmpla că ăsta... Ei știau viața mea. Și Octavie era în Spania încă, vorbeau ei pe internet, nu știu ce, și zice... Îi zice Octavie, Sorin, ce mă, mergi la biserică, te-ai pocăit. Și face Sorin, mă, nu m-am pocăit, dar m-am predat Domnului și urmează să fac botezul. A, face ai nebuniști tu, îi zice Octavie. Dar îi zice Sorin, bă, fii atent ce spun eu, că eu nu mă botez până nu, eu cu tine odată mă botez. Ei erau și mai apropiați, așa și acum ei sunt mai apropiați. Așa, se înțeleg mai bine, sentimental. Face, eu nu mă botez până nu mă botez cu tine, eu cu tine intru în apă. Da, mă, lasă. Și tot îi zicea așa, de biserică, de Dumnezeu, îi zicea Sorin. Și Octavie îi zicea, auzi, dacă când mai vorbesc cu tine și mai zici de Dumnezeu, eu închid internet, nu mai vorbesc cu tine. A venit Octavie în Austria, au trecut un timp, a mers la biserică, s-au botezat amândoi. Deci așa, amândoi ori intrat în apa botezului. Eu după ei, pe 14 decembrie, atunci m-am predat și eu. Deci am fost odată la biserică, era joi, cred. Și-a făcut fratele Iacob, a făcut chemare, dar n-am putut, eu știam, eu când intram în biserică simțeam ceva, simțeam. Și-a făcut chemare și n-am mai putut. Și m-am predat la Domnul, m-am botezat. Dar vreau să vă spun cum a lucrat Dumnezeu de când am venit în Austria. Deci, ce să vă spun? Am avut lucrare prin fratele Petrică, eu am luat apartament, am reușit, am luat un apartament să stau. Nevastă mea gravidă. La etajul 1, cu scări, nu știu ce. Dar Dumnezeu lucrează și prin oameni. Și da. Dumnezeu a lucrat prin Iulian. Iulian nici nu știa. Eu mă rugam Domnului și ziceam, Doamne, e greu acum. Am apartament, am, dar nu mă o cameră, nu mă o... Avem un copil, vine și al doilea. Nevastă mea gravidă. Unde să urce căruțul la etajul 1? Erau scări din alea înalte. Acum stă nepotul... Nevoata lui vara mea stă în el. Și mă rugam eu Domnului și zic, Doamne, dar... Și așa o rânduit Dumnezeu. Vorbeam cu Iulian și mă sună Iulian într-o seară. Aici, la Gemaide, trebuie să fii... Cu 3 ani de zile trebuie să fii înscris. 2-3 ani. Eu nu aveam nici nu știu oia de mine. Nu. Și am avut lucrare prin fratele Petrică. Am fost o dată la Ionuț, cred că. Și am făcut rugăciune și am avut lucrare printr-o femeie, vei avea o binecuvântare, pe plan pământesc, eu n-am înregistrat lucrarea. Și Iulian n-avea de unde să știe că eu pun înaintea Domnului asta cu apartamentul și mă sună Iulian într-o zi. Zice, bă, Cosmine, nu vorbisem eu cu el, că na, aș vrea să mă mut, numai na, acum... Și mă sună Iulian, Cosmine, nu vrei să vezi un apartament? Bă, zic eu, cum să nu? Mă, cum să-l văd? Păi zic eu, da, e bun, îmi plăcea, îți dai seama. Na, bun, păi lasă că mai vorbim. Mă sună mâine zi, dă-mi datele să te înscriu la... Da, datele. Bă, după ce am dat datele, nu știu, după... Face, te-am înscris acolo, după vreo 3 luni de zile, ceva de genul. Mă sună Iulian, păi vezi că trebuie să faci rost de bani, că îți dau ăștia apartamentul, nu știu. Erau bani mulți, era vorba de mulți bani. Nu aveam niciun ban. Și eu acum, n-am știut, mă duc acolo la social, mă lăsase ăsta acasă, n-aveam nici șomaj, că trebuia să ai un an lucrat în Austria și nu aveam. Nu aveam șomaj, nu aveam nimica, mă băgasem la social, nu mi-or da nimica. Și mă duc acolo, femeia aia, Iulian mi-a zis, te duci și vorbești cu femeia. Mă duc și mă întreabă femeia. Eram cu sora mea, cu Corina. Și mă întreabă, na, și ce venit ai tu? Păi zic, nu am niciun venit. Păi șomaj, păi n-am șomaj.
Păi cum n-ai șomaș? Păi zic că n-am șomaș, că... Zic că n-am un an lucrat și eu ăsta m-a lăsat acasă. Păi și te ia lucrul n-am. El așa au zis, eu nu știu, zic eu. Acum nu mai puteam să mint. Deja mă pocăisem, m-am botezat, nu mai puteam să zic da, da, mă ia, sau... Că dacă eram înainte, sigur mințeam. Și am zis, bă, zic eu nu. Păi și care e venitul tău? Păi zic eu, nevastă mea, uite, era cu mine, era gravidă, mai un pic trebuia să nască. Zic eu, 630 de euro, ceva de genul, e tot venitul nostru în casă. Păi face și cum, că numai chiria e 500 și ceva. Păi zic eu, nu știu cum, zic eu, dar... Na, ăsta e venitul, m-ați întrebat, i-a explicat Corina, că eu îi spuneam, ea traducea. Și zice femeia aia, na, lasă că... Semnează aici, lasă că vedem noi cum facem. Dar face bani ai? Era vorba de 15.000 și ceva. Zic, eu n-am bani. Păi face, lasă că într-o săptămână, dacă poți să faci rost de bani și după aia mă sun. Și dacă nu, atunci... Și atunci l-am sunat pe Iulian și zic, bă, Iulian, zic eu, mi-a dat termenul o săptămână, dar zic eu, n-am bani. Dar face, lasă, Cosmine, că Domnul poartă de grijă, vedem cum facem. Și atunci l-am sunat pe Marcel. Păi zic, Marcel, bă, Marcel, ce fac cu apartamentul ăsta? Nu le iau, frate, de unde bani? Face, bă, ia-l, că eu îți dau niște bani. Nu date niște bani, eu sunt un prieten în Spania. Zic, bă, am nevoie de niște bani. Păi câți? Păi, mi-ar mai trebui vreo 10.000. 10.000. Bă, face, eu mâine pot să-ți trimit 5.000. Îmi trimite omul banii. Eu sunt pe fratele meu ăsta la ce lucră în Germania. Bă, zic, eu am nevoie de niște bani. Păi cât îți trebuie? 5.000. Păi și când mi-i dai? Păi zic, eu știu, când fac... Până în decembrie ți-i dau. Bun. Mi-au dat și eu la banii, m-am dus. În 3-4 zile m-am dus la soția, l-am dat banii, nu știu. Vreau să vă spun că am din... Deci nu lucram. N-aveam nici omar, n-aveam nimica. Până că a durat decembrie și m-am achitat de banii aia, fără să mai iau împrumut. Mi-au aprobat și bani de la social. Se mirau toți, bă, dar cum ți-o dat ție bani, că nu, cum ți-o aprobat, cum... Dar mi-e murtat un Deutsch curs, un curs de germană. Și mă mutasem acolo tot, dar așa a lucrat Dumnezeu că și mobilă de bucătărie am avut, și podele pe jos și tot. Deci era... Slavă! Și vin o dată de la curs, mai aveam 500 de euro bani, toți banii. Și am zis, bă, bag chiria. Și restul de mâncare, nu era problemă, că aveam de unde să iau împrumut, dar de unde, dacă nu lucru, de unde îi dau înapoi, aia era problema. Da, am zis. Și vin acasă și așa un gând, așa ceva în mine, zice, acum când te duci acasă, găsești plicul în poștă. Ceva așa parcă, n-am auzit o voce, nu, dar ceva așa parcă zicea. Și așa, plin de bucurie, mă dau jos din autobuz. Parcă fugim, mă duc până acasă. Când deschid poșta, plic un poștă. Mi-au aprobat banii de la social, mi-au băgat din urmă tot, nu știu, 2.000 și ceva, 3.000 și ceva, nu știu cum. De asta spun și. A doua oară am rămas fără lucru, m-a rugat Domnul, în nicio săptămână am început lucru acum, unde lucru acum. E greu și cu lucru și cu alea, dar eu zic un singur lucru, dacă spui nădejdea în Dumnezeu, Dumnezeu niciodată. Și asta a fost lucrarea lui Dumnezeu, noi să venim în Austria, să ne pocăim. Să ne pocăim. Și am avut, cum știți, soția nu-i pocăită și alea am avut odată așa o discuție, o ceartă. Când nevastă mea mi-a zis, deci era hotărâtă și mi-a zis, auzi, ori renunț la biserică, la Dumnezeu, ori eu iau copiii și plec în țară. Și m-a rugat Domnul, m-am întristat așa și am zis, orice ar fi, eu poți să iei copiii, să te duci, să faci ce vrei tu, eu de Dumnezeu nu mă las. Și mâine zi a venit la mine când s-a trezit, a venit și o cerut iertare și mi-a zis, iartă-mă că... Și vreau să spun că încredeți-mă în Dumnezeu. Amin. Domnul să vede că...